Eveniment sportiv de anvergură la finalul acestei săptămâni la Slatina, sala liceului cu program sportiv, va găzdui primul meci oficial pe care CSM Slatina îl va disputa acasă în ediția de campionat 2017-2018 în Liga Națională. În această rundă, fetele Victorinei Bora întâlnesc gruparea Corona Brașov. Cei care vor să urmărească acest joc trebuie să-și procure biletele din timp. La primul meci oficial în această ediție de campionat vor fi puse biletele în vânzare începând de vineri, de la ora 10, de la casieria Loctrans din bulevardul Aicuza. Ele vor fi în număr de 40 de bilete care vor avea prețul de 5 lei. Sala liceului program sportiv din Slatina are o capacitate de 200 de locuri. Pentru întreg sezonul au fost vândute 100 de abonamente. 10% din capacitatea sălii, și anume 19 locuri, trebuie să fie libere, pentru că așa spune legea, iar 40 de bilete vor fi date către echipă, către tot staff-ul, pentru că fiecare jucătoare dorește ca și familia ei să vină la meci și nu putem să interzicem acest lucru. Fiecare jucătoare, inclusiv și staff-ul tehnic, în număr de 20, vor primi câte două bilete. Partida din cea de-a doua etapă a Ligii Florilor dintre CSM Slatina și Corona Brașov va avea loc sâmbătă cu începere de la ora 11.